Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. Nu știu dacă vă simțiți neapărat foarte bine după ce ați văzut pe ecran. Sunt salariile babane după ce astăzi în Parlament s-au împărțit sinecurile politice. A fost cu împărțeală mare între PNL și PSD. O să vedeți toate detaliile imediat. Asta în timp ce se instaurează criza economică și în timp ce cei din industria Horeca, din turism, țipă că vor da faliment pe bandă rulantă. Premierul României Ludovic Orban vorbește astăzi despre faptul că s-ar putea ca după data de 1 iulie să nu se redeschidă restaurantele, pentru că situația este complicată în continuare din punct de vedere sanitar. Și premierul vorbește și despre alocațiile copiilor, poate, deși a atacat PNL legea la CCR, poate va fi o majorare de 10%, dar nici de cum nu va fi o dublare a alocațiilor copiilor. Discutăm despre sinecuri, discutăm despre scandalul de la ASF, este cea mai importantă agenție a statului de reglementare pentru asigurări, pentru bănci. Astăzi a fost numit, ales în Parlament, votat noul președinte Nicu Marcu, un transfer de senzație de la Curtea de Conturi la ASF. Ilie Sârbu merge la ASF și el, și Nicu Marcu. De fapt, sunt atât de încurcate săgețile astea, dragi colegi, încât nu mai știm unde pleacă, cine pleacă, dar le lămurim în această seară. Cred că săgețile nu sunt foarte bune. Da, le lămurim imediat. Ne ajută și domnul Florin Roman, prezent în studio, liderul grupului PNL. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Domnul Valeriu Steriu, bună seara, deputat PSD. Felicitări pentru numirea la Agenția de Reglementare în domeniul energiei. O poziție bună, aș spune eu. Și Dan Bucura, jurnalist.ro. Bună seara, Dan. Mulțumesc pentru prezență. În a doua parte a emisiunii avem dezvăluiri despre cazul Unifarm și o să vedeți că acest caz Unifarm este doar vârful icebergului, pentru că astăzi la Ministerul Educației, la Ministerul Sănătății, la Ministerul Educației urmează, dar la Ministerul Sănătății s-a dat și licitația aia mare de 100 de milioane de lei pentru măscuțe. Evident, miroase aranjament și acolo, pentru că ăla, și spun ăla, pentru că este un tip de un om de afaceri, un tip foarte efervescent, un româno-canadian, Michael Topolinski. El țipa de acum 3 săptămâni că a câștigat licitația. Deci noi am aflat după 3 săptămâni ceea ce câștigătorul spunea acum 3 săptămâni, că a câștigat această mega licitație la Ministerul Sănătății, o licitație amânată, prelungită, temporizată. Vom discuta despre bani în pandemie, vom discuta despre alocații, despre pensii, dar în primul rând vom discuta despre ce s-a întâmplat în Parlament. Ați văzut informațiile încă o dată pe ecran. Domnule Roman, astăzi v-ați înțeles politic între cele două mari blocuri parlamentare, PNL și PSD, să faceți aceste numiri. Evident că este cutumă politică, evident că aceste poziții trebuiau ocupate, da, politic, pentru că așa se întâmplă, sunt numirile Parlamentului, care este politic, este organul legislativ politic suprem al României, dar întrebarea mea este de ce acum? Pentru că cade foarte prost această poveste, domnule Roman, într-o perioadă de criză și într-o perioadă în care piața asigurărilor, de exemplu, dar nici bursa nu se simte foarte bine, nici piața de pensii, nu sunt situații foarte confortabile acolo și o să vedem imediat de ce. Pentru că ne obligă legea, domnul Mănăstire. Legea? Da. La ASF nu aveam președinte de 8 luni de zile, iar la PNR le expiraseră mandatele colegilor de acolo în urmă cu 2 luni de zile. Ele au fost prelungite prin ordonanță de urgență și prin hotărârea Parlamentului. Și practic a venit timpul, conform legii, ca aceste posturi vacantate să fie ocupate. E o înțelegere, așa cum spuneți dumneavoastră, nu între PNL și PSD, e o înțelegere între toate forțele politice, pentru că săptămâna viitoare se va închide acest ciclu și vor urma noi numiri la Curtea de Conturi și la Consiliul Național de Combatere a Discriminării. Ca așa zice legea. Ca așa spune legea, se vacantează posturile și în momentul în care sunt vacantate, ele trebuie ocupate. Din totdeauna, aceste posturi au fost ocupate în baza reprezentării, norme de reprezentare la nivelul Parlamentului și, practic, e matematică pură, se pun pe masă cifrele, vedem fiecare cât are pondere și, în funcție de asta, se fac nominalizările. În funcție de ceea ce ați prezentat dumneavoastră ca fiind salarii foarte mari, ăsta este adevărul, numai că informația dumneavoastră e puțin inexactă.
Adică, explicați, vă rog. În sensul că veniturile sunt mult mai mari decât salariile, iar aceste salarii de bază... Deci am scris greșit. Ați greșit în jos. În jos? Da, nu ați greșit în jos. Ei, se mai întâmplă jurnaliștii să găsească de data asta în jos, nu în pentru sus. Că în declarațiile de avere de regulă se trec drepturile de natură salarială, însă în cazul acestor entități pe care dumneavoastră le-ați pomenit, veniturile de natură salarială înseamnă lunar bonusuri și o să vedeți că acele sume practic se dublează. De lege în Parlament, eu am un proiect de lege în Parlament, și premierul Orban, dacă o să-l aveți într-o emisiune, poate să vă confirme că sunt adeptul impozitării, pentru că i-am și spus ministrului de finanțe, dacă ai nevoie de mai mulți bani, uită-te la excedentul de la aceste autorități. Acum, de exemplu, de la ANR s-a luat o parte din bani care au mers în partea de contorizare. Acești bani, practic, sunt tot ai statului, numai că, și eu cunosc foarte bine cele două instituții, vă repet, introducând acele articole, fiind salarii foarte mari în sectorul financiar bancar, în sectorul de valori mobiliare, în sectorul energetic, practic se merge pe aceeași grilă. Adică un membru al Comitetului de Reglementare are venitul echivalent cu un CEO de la o societate de asigurări sau cu un CEO de la... Încă o întrebare scurtă. Contextul în care ne aflăm, pentru că când era Prosperitate, mă interesau... pe români neapărat, deși noi am prezentat de-a lungul timpului, la intervale regulate, scandaluri și chestiuni legate de veniturile acestor demnitari de aceste agenții importante. Dar în contextul ăsta, dumneavoastră ce credeți? Sunt venituri în regulă pentru România? Sunt venituri legale. Sunt venituri legale. Sunt venituri legale pentru că așa spune... Păi și pensiile speciale erau legale, nu? Nu, eu așa spune legea, deci ceea ce v-am spus păi este... Și legea spunea că toia trebuie să ia pensie nesimțită, fără contribuție. Auziți, eu nu vreau să fiu un populist care spun că oamenii ăștia care trebuie să-i controleze, de exemplu, în sectorul, în domeniul ASF-ului, aici trebuie să controlezi o piață care înseamnă circa... Domnule Roman, stați puțin. Nu mai puțin dați-mi voi. Deci un CEO, un director la o companie din domeniul energetic, câștigă și el vreo 8.000, 9.000 de euro pe lună, dar nu câștigă 15-20.000 de euro. Dacă mai vă uitați bine, în contractele lor, o să vedeți că se câștigă mai bine. Nu asta e problema. Problema este că atunci când îl controlezi pe un CEO de la o societate privată, ca să nu fii susceptibil de a lua șpagă și de a-ți face datoria, trebuie să fii plătit astfel încât să, și din punctul ăsta de vedere vă repetim. Acum, să-l plătim la nivelul unui director dintr-o companie privată. Da, așa spune legea. Așa spune legea, nu spune eu, domnul. Dar ce spun eu, Mircea Mare, de la Maramureș? Numai o secundă, dați-mi voie că eu v-am dat aceste informații legale, așa spune legea, asta vă spun. Eu știu că lumea e supărată. Aceste legi au fost făcute cu dedicație. În autoritatea statului, dacă ești în serviciu public, în autoritatea statului, trebuie să gândești veniturile alea, nu neapărat, trebuie să te gândești și la piață, trebuie să vezi cum arată sistemul public din România. Deci eu am propus... un 5.000 de euro pe lună este rezonabil, îți ajunge ca să ai o viață bună. Pentru că oricum ai mașină cu fund, ai toate facilitățile. Dom'le, există mașini, există cheltuieli deductibile pentru fiecare acest demnitar în parte, dacă ești președintele ASF sau la ANR. Un 5.000 de euro pe lună, un 6.000 de euro pe lună. Este rezonabil. Nu, aici, 20.000 de euro. Iertați-mă, dumneavoastră, nu știu, uitați-vă în cameră și spuneți vedere... celui care și-a pierdut slujba acum în perioada pandemiei sau este în șomaj tehnic sau este în șomaj normal. Dom'le, stai tu acasă cu 1.700 de lei ca domnul Marcu, domnul nu știu care, să fie el sufletește în păcat că nu ia șpagă pentru că reglementează piața de asigurări. Eu mă uit la oricine în lume în ochi. Dacă acești oameni respectă legea. Și vă spun, problema mea nu este că acest om câștigă mult, pentru că el trebuie să știți, câștigă foarte mult președintele ASF-ului și în Italia, și în Spania, și în Germania, peste tot. Numai puțin. 3.000 de miliarde are PIB-ul Italiei. Problema este, noi avem 200 de miliarde. Lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt. Ceea ce mă deranjează pe mine este că am văzut, de exemplu, șef din ASF-ul în șpagă. Asta mă deranjează. Păi adică să vedeți ce probleme sunt. Dacă îl plătești bine, îl plătești tocmai să nu ia. Păi da, și atunci proiectul, că dumneavoastră m-ați întrebat ce putem face. Eu am depus un proiect în Parlament în care am spus în felul următor. Cei care iau pensii speciale, că văd că e greu deocamdată să le scoatem.
și au fost prinși pentru fapte de corupție cu hotărâri definitive, domnule, își pierd toate drepturile, inclusiv dreptul la pensie specială. Domnul Roman, nu merge argumentația asta, dar deci... da, Bucura, te rog, haide să facem dezbatere. Și eu am parțial părerea ta, în sensul în care, mai ales în momentul ăsta nenorocit prin care trece țara, pare o sfidare de ultimă speță. E greu să înțelegi cum poate lua un om 15.000 de euro când alții... Dar e mai mult, că le spunea domnul Roman. Nu e 15.000, că alea doar venitul salariale. Și astea e greu să le digeri. Când explici după aia cu alte beneficii, deja te ia capul. Pe de altă parte, noi ne referim la o situație care e perpetuată. Nu e o situație de azi în care au numit pe ăștia și le dăm 15.000. E o situație care s-a tot perpetuat, așa a fost făcut, așa a fost legiferată. Să știi însă, și aici sunt de acord cu domnul Roman, că ar fi primul domeniu unde o categorie socială sau niște privilegiați, că nu e o categorie socială sau o castă, ar putea, prin această modificare legislativă, să răspundă mai mult și să piardă mai mult dacă greșesc. Pentru că avem, de exemplu, categoria magistraților care nu primesc pedepse mai mari dacă sunt descoperiți că fac abuzuri. Aici, nuanța este importantă. Ba, din potrivă, stau un sistem și în continuare. Nuanța este importantă. Îi plătim foarte bine pe acești domni și chiar sunt curios și poziția domnului Steiu. Și dacă nu fac ce trebuie și nu livrează ce trebuie, trebuie să meargă la pușcărie mai abitir decât un român de rând. Trebuie să îi se ia din dreptul. Din păcate, regula este că nici așa. O să vedeți cazul de la ASF. Da? Așa putem lua și bucata cu bucata aceste numiri, mai ales că avem lângă noi una, și să comentăm și persoanele în sine, ce le reprezintă ca să meargă acolo. Da? Că merg prin voce și talent sau prin alte calități. Domnul Steriu, ce vă reprezintă... Asta e o întrebare foarte bună. Ce reprezintă din cariera dumneavoastră... Sigur, în primul rând, numirea este făcută în totalitate respectând legislația actuală. Evident. Trei comisii de industrie, servicii, energie, senat și cameră, plus un plen reunit, au agreat și au acordat un vot celor care au trecut de toate aceste filtre. Ca reprezentare, cred că 31 de ani de activitate, jumătate în sector privat și jumătate în sector public, sector public însemnând și în zona executivă, unde am fost secretar de stat la agricultură, la mediu, și în zona legislativă, două mandate întregi de parlamentar, și în zona prezidențială, am condus o comisie prezidențială, cred că toate însumate îmi permit cu această experiență să merg într-o agenție care face legislație secundară, deci avem acolo toată legislația pe energie, care îți pune față în față 19 milioane de consumatori de energie electrică, de gaz, de energie termică, cu acești coloși ai energiei mondiale. Domnul Steriu, nu am spus că sunteți incompetent. Am spus că aceste venituri... Ați întrebat ce mă recomandă. Aceste venituri raportate la puterea de cumpărare a României și acum arată viața de zi cu zi a românilor, sunt exagerat de mari. Vis-a-vis de venituri, fără să cunosc toate aceste detalii, văd că domnul Roman și dumneavoastră ca jurnalist sunteți mult mai bine informați, dar mă îndoiesc că sunt la acest nivel, le văd mai aproape de cele spuse dumneavoastră, cel puțin pe poziția pe care merg să o ocup în Consiliul de Administrație, care eu vă felicit, de la bun început... Câștigați mai mult decât președintele României. N-aș crede. Ba da. Din ce informația. Ba, da. Dar vreau să vă spun 36.000 plus celelalte beneficii amintite. Tot în Europa, facem domnul Mărăstire, oamenii din comitetele astea de reglementare... Chiar aș vrea să arătați futurașul și o să facem să ieși la aparatul Cotroceni să vedem cât câștigă Iohannis. Nu se dau futuraș, domnul Mărăstire. Pentru oamenii înțeleg ce înseamnă futuraș. Este o licență jurnalistică. Se dă de card. Mai vreau să adaug ceva. Sunt niște provocări în față. Deci, în 20 de ani, România, alături de statele europene, trebuie să facă toată energia regenerabilă. Toată. Green Deal-ul ăsta vine peste noi, că-l vrem, că nu-l vrem, ni se dau niște bani, trebuie să ne uităm cât cărbune. Sunt foarte multe provocări. Experții, sunt 300 de oameni care lucrează în această autoritate. Nu știu despre ASF prea multe, nu știu în alte zone, dar aici, cel puțin analiza făcută, arată că va duce greu. ASF este o mlaștină. Este o mlaștină de pile, cunoștințe și relații. Este un nepotism și un clientelism
ieși din comun. Deci, oameni buni, la ASF nu ai cum să te angajezi. Poți să fii șef de promoție la AS, poți să fii terminat finanțe bănci la o prestigioasă universitate din străinătate. Dacă vrei să te întorci în România să-ți aplici la ASF, n-ai nicio șansă. Nu poți avea loc de amante, de prietene, de cunoștințe, de neveste, de prieteni politici, de fiul ăla, de fica lui ăla, de prietenul ăla, de prietenul ăla. Toți și-au băgat pilele acolo, da? Problema este că sunt bine plătiți, majoritatea sunt incompetenți la ASF, în corpul tehnic, da, la execuție, sunt incompetenți și lasă tot felul de aberații să se întâmple în piață. Domnul Roman era prezent acum câteva zile, v-am prezentat imagine, deci consilier, cazul de la Sofia. Da, consilier de vicepreședinte ASF, care și-a și ăla câteva mii de euro bune, se duce la companie de asigurări la Sofia să negocieze și să ceară tot felul de favoruri. Atenție, vorbim. Noi de la ASF vorbim, spun, domnule, nu i-am dat mandat să facă negociere numele ASF, dar el s-a dus pe barba lui. DNA tace, ASF-ul mușamaizează povestea. Numai că el a fost și înregistrat acolo, spunând că vine din partea doi șefi din ASF. Roșu. Da. Care spune că nu-i verișorul lui Dragnea. Nu, deci, nu e verișor, numai neamul. Nu sunt verișor cu Dragnea. Păi Silviu, dar ce-l recomandă pe Mircea Man la ANR? Că tot o dea cu ASF. Eu mi-amintesc că în 2008 a bătut-o pe una într-un sediu de partid. A fost șef pe la ceva romgaz. Băi, fraților, mai știm asta? E director în cadrul ANR. Dar am dreptate, vă amintiți episodul ăsta? Că prin 2008 a bătut o femeie în sediu partid. Am îmbătrânit, domnul Bătrânit. Legat de cătunea domnul Mănăstire, nu știu despre ASF, dar știu că în ANR, din ce am analizat, au fost oameni ridicați de DNA. Aveți grijă că intrați în conflict cu omul pe acolo, nu, că nu. Sunteți în partidul meu, deci, și vă dă vreo cafteală, că a bătut-o pe una, era colegă, femeie, Roman o chema. Bun. Așa o chema doamna Roman. Sunt oameni care au plecat la închisoare pentru erorile făcute, sunt oameni care au răspuns material. Președintele României are venituri pe lună de 13.000 și ceva de lei, 14.000 de lei, martie 2020, sursa capital.ro. Haideți să mergem mai departe. Deci, pe lângă faptul că e plin de pilăraie, e pilăraie la ASF, de exemplu, și cam peste tot, că o să le luăm la rând. Și ANR-ul și o să vedeți. Mă nebunesc, dacă nu spun asta, mor. Dacă nu spun asta, mor. Dacă nu spun cum an, mor. Deci, a bătut-o pe una și are mecanică agricolă, că m-am uitat și eu azi la CV-ul omului. Bă, ce-ai terminat tu? Are mecanică agricolă. Ce mama naibii are mecanică agricolă cu ANR-ul ăsta, cu reglementarea? La utilajele mecanizate agricole se folosește energie. Păi, no. Fraților, eu asta nu Domnul Steriu a intervenit și ne-a spus... Domnul Bucura, domnul Man este director în cadrul ANR de mai mulți ani de zile. Faptul că l-au dat pe parcursul dumneavoastră a fost mecanizator, domnule, nu toți am fost șef de când ne-am născut. Unii am terminat și domnul Roman, eu am constatat zilele trecute că un băiat la dumneavoastră a terminat de bacul astăzi și are 42 de ani și conduce filiala de la Vrancea. Ce anume? Un băiat de la noastră, de la PNL, dădea bacul ieri, are 42 de ani și conduce filiala de la Vrancea. Mai bine mai târziu decât niciodată. Nu conduce filiala de la Vrancea. Dar doi la un prim vicepreședinte sau al doilea om? Hai să... Deci e altă discuție. Astea sunt chestii. E foarte bine că face mai devreme sau mai târziu. Domnule, avem colegi în Parlament, domne, care la vârsta asta n-au bacalaureatul, domne, dar după ăștia nu-i vede nimeni. Bă, toți o fi luat. Să revenim la chestii serioase, da? Vă spuneam, deci pe lângă pilăraie, pe lângă tot felul de interese, pe lângă venituri enorme, da? Domnul Nicu Marcu, care a cărui CV-ul arată destul de bine, viitorul președinte al ASF-ului, are misiunea de a curăța această mlaștină. El teoretic susține că va curăța mlaștina de la ASF. Este scandalul ăsta, îl repet, domnul Roman îl cunoaște, l-am prezentat și noi, consilier de vicepreședinte al ASF se duce să negocieze combinații la Sofia, la sediul unei companii de asigurări. Ieri, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului vine și face o declarație de presă oficială că a început un control la peste 300 de servisuri auto din România, unde se practică prețuri de manoperă, de reparații de mașini de până la 1000 și ceva de lei pe oră, oameni buni. Da? Iar ASF, autoritatea care reglementează RCA-ul și asigurările mașinilor, tace ca puncte în păpușoi. Repet, manoperă de 700 de lei pe oră, manoperă de 1000 de lei pe oră, da? Toate sub nasul celor de la ASF. Este un jaf care se face din banii oamenilor, da? Pentru că, v-am prezentat și data trecută, sunt cazuri, merge omul cu mașina,
Da? Repet, asta este în parohia ASF. Merge omul cu mașina, o mașină, un Volkswagen, să spunem, Passat, da, care valorează 6-7 mii de euro și dau factura de reparație de la servicii, dau factura cât valorează mașina. Și ai păcălesc, da, 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 Silviu, și da, nu, companiile alea de asigurări care n-au, nu plăteau în veci despăgubiri românilor, aia nu erau tot păcălele adresate la adresa românilor? Păi și alea sunt păcălele, dar stai puțin. Euroins, păi Astra, tu ai plătit. Și companii care nu plăteau niciodată în veci, niciodată puteai să fii nevinovat. Tu ai plătit un RCA care valorează cât mașina, o reparație? Păi, păi nu ce? Știu, dar eu spun un lucru. Dacă eu fac un contract și plătesc la o companie de asigurări și îmi plătesc rata respectivă, cum a stabilit compania aia, păi compania aia trebuie să mă despăgubească, că de-aia avem, da, un contract. Iar eu, dacă vreau să mă despăgubească compania, aveam o singură variantă, să mă duc cu jalba în broțap ca român să bat la ușa acestor domni de la, da, ASF. De mult e povestea asta. Din informațiile, o secundă, mă, da, știți ceva despre subiectul ăsta de Roma? Pentru că din informațiile mele au început presiuni foarte mari ca cei de inspectorii de la Protecția Consumatorului să nu meargă să verifice anumite servisuri din România care practică, da, prețuri de dumpinguri. Când mergi într-un servis și vezi acolo adaos comercial între 0 și 50%, când pleci cu mașina reparată din servis, vezi că ai niște adaosuri de 300% sau 500%, da, de te curăță la buzunar. Deci, din punctul meu de vedere, dar e opinie personală, aici este un caz tipic de complicitate între autoritatea de supraveghere și cei care gestionează piața serviciilor auto. Adică, practic, prin normele RCA făcute de către ASF, li s-a dat posibilitatea acestor servisuri să facă niște tarife pur și simplu nesimțite. Pentru că nu poate să-mi justifice nimeni că o oră de manoperă era anul trecut 200 de lei și acum e 700 de lei. Dacă vă uitați, sunt servisuri în București în care ora de manoperă e de 2 sau 3 ori mai scumpă decât la mărcile multinaționale, ceea ce e o aberație. Adică, din punctul meu de vedere, se transferă legal niște bani de la societățile de asigurări spre niște servisuri și toată treaba asta este bine gândită. De asta, domnul Mănăstire, v-am spus și chiar cred în asta, că am nevoie de oameni care să supravegheze piața și să fie bine plătiți. Și nu ar să garantați că domnul Nicu Marcu va face curățenie mlaștina de la ASF? Eu am foarte mare încredere în Nicu Marcu. Faptul că astăzi a obținut cele mai multe voturi în Parlament arată că, și dacă vă uitați pe CV-ul lui, vine și a făcut ABC-ul, a început de jos, s-a dus în Comisia de Buget Finanțe, partea de Curte de Conturi, este un om despre care eu am auzit doar lucruri foarte bune din punct de vedere profesional. Aici e vorba de voință. Deci dacă acei oameni, vă repet, chiar dacă supără, eu nu spun că e corect, dar eu spun că este legal ca acești oameni să fie plătiți corespunzător pentru că astfel de lucruri să nu se mai întâmple, ceea ce a spus dumneavoastră. Am văzut scandalul de la Sofia cu dumneavoastră, v-ați uitat acolo pentru ce au, apropo de ce spunea Dan Bucura, deci acolo erau niște daune neplătite de un an de zile și oamenii au spus nu vă amendăm dacă vă uitați ce băieți buni suntem noi și șefii care ne-au trimis de aici. Ori piața, eu dacă sunt nu ASF, se asigură de asemenea Roman, elemente... Deci vine Munteanu de la ASF, șef de cabinet al vicepreședintelui pe asigurări. Merge la compania privată și spune așa. Eu sunt ASF, vin din partea reglementatorului român. Ai niște facturi neplătite. Cum facem cu ele? Le plătești sau nu? Bulgarul zice, da, nu le plătesc asta... pentru că sunt litigi în instanță, da, să hotărească instanța. Zice la bine, nu plătești. Se duce șeful de cabinet al vicepreședintului ASF la București, în 3 zile bagă compania în supraveghere, aplică o amendă de vreo jumătate de milion de lei, da? Stă compania 30 de zile în supraveghere băgată de ASF, că este procedura de supraveghere, compania își dă seama că a greșit, plătește facturile, după care ASF-ul scoate compania de sub supraveghere. Asta ce e? E o înțelegere. Din punctul meu de vedere, vă repet, ne știm ce e în dosar, dar la ceea ce am văzut și eu în mass media, e acest sistem de a te duce, nu-mi fac treaba și mă duc după aceea, te las să ies, te bag în supraveghere, nu te bag în supraveghere, depinde cât de generos ești. Iar faptul că acei oameni au fost interceptați, înregistrați, cazul este public, am văzut în toată presa românească chestiunea asta, eu mă întreb de ce nu avem și niște răspunsuri.
Bun, apropo, ca să închidem subiectul, că avem lucruri și mai importante de discutat, domnul Nicu Marcu, când a fost numit, a prezentat un plan de restructurare a ASF-ului. Deci, pe lângă faptul că sunt o droaie de angajați, pe am informații din interiorul ASF că vreo 30-40% din pilăraie, din pile, în special de sex feminin, asta e viața, fac telemuncă de vreo 3-4 luni și și-au 1000 de euro pe telemuncă. Ce telemuncă poți să faci tu la ASF când ești, de exemplu, pe la zona de control și așa mai departe? Ce controlezi prin telemuncă? Controlezi cu ce? Vă rog, nu dați în toți, pentru că acolo sunt, să știți, niște actuari foarte buni, sunt meseriași foarte buni. E adevărat, dumneavoastră aveți dreptate, sunt și foarte mulți parașutați politic acolo. Dar să știți că acolo sunt și specialiști foarte, foarte buni, pe care societățile de asigurări îi cheamă lună de lună să vină la ei, pentru că sunt niște actuari remarcabili. Da. Sunt niște oameni foarte buni. Să știți, încercăm să luăm legătura cu președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, domnul Eduard Cosminski, numit de la Botoșan de către PNL, pentru a lămuri chestiunea cu controlul la serviciile auto. Pentru că, din informațiile noastre, se fac presiuni ca aceste controle să fie mușamalizate. Și, domnule Roman, nu sună bine pentru dumneavoastră, că am înțeles că sunt chiar lideri ai PNL implicați în această operațiune de a pune Batista pe țambal. Care sunt ea? Spuneți-ne să știm. Nu știu, ceva de pe la diasporă, vă spun în pauză. Când am probele necesare, eu vorbesc public și le prezint și acele probe. Haideți să-i dăm direct pe toți, să știm. Bun. Nu răspund pentru toți care poartă povești. Bun, domnule Steriu, să facem o concluzie. Așadar, O concluzie. O parte din aceste instituții au venituri care sunt fixate chiar cu instituțiile similare de la Bruxelles. Deci Comisia Europeană, cu siguranță, și ASF-ul e acolo. Nu avem nivelul de trai ca la Bruxelles. Nu avem, dar avem aceleași competiții și, în primul rând, aceeași dificultate între acești coloși energetici sau coloși financiari și la BNR și e la populație. Fel. Populația are nevoie de o protecție. Instituția aceasta vine să optimizeze. Crezi că e protejată de ANR? Într-o anumită măsură, da. Așteptăm să vedem liberalizarea de la 1 iulie. Dacă va aduce, așa cum se așteaptă, o scădere a prețului la gaze, sunt elemente care, într-adevăr, vin din curtea ASF-ului și din curtea ANR-ului pentru populație. Chiar dacă sunt excepții, cazul acesta cu serviciurile, să nu uităm totuși, ASF-ul e o instituție care de 8 ani are o conducere interimară și asta se simte totdeauna până la nivelurile inferioare. Nu e același caz cu ANR, unde lucrurile, eu cel puțin din exterior, le-am văzut mergând foarte bine. Sunt complet diferite. ANR chiar și-au făcut treaba. Exact. Această țară nu va putea merge înainte până când, sub o formă civilizată, toate partidele, opinia publică, mass media și societatea nu va înțelege să aplice niște reguli de echitate socială. Și, din păcate, partidul dumneavoastră, domnule Steriu, n-a fost întotdeauna un adept cinstit al echității sociale. Echitatea socială înseamnă, în opinia mea, să fac concluzia discuției de până acum, ca la nivel de trai, la putere de cumpărare, la nivel de dezvoltare economică, veniturile celor care lucrează în serviciu public, fie că sunt demnitari sau conduc asemenea agenții de reglementare, ele trebuie să reflecte puterea și nivelul economic al societății. Asta înseamnă echitate socială. Pentru că dacă tu câștigi 30.000, 40.000 de euro cu toate bonusurile și salariul tău mediu în România este cât la 3.000 și ceva de lei, nu e în regulă. Nu e în regulă și că tot discutăm cu dublarea alocațiilor, când de fapt evident că nu sunt bani. Astăzi premierul presat din toate părțile a admis un procent de 10%. Deci nu se vor dubla alocațiile, poate vor crește cu 10%, evident dacă avem bani. Evident că oamenii, și dumneavoastră când vă uitați la noi și eu, mă întreb, ok, bun, nu avem pentru alocații că nu avem bani. Chiar dacă domnul Câțu se împrumută din toate direcțiile. Dar, dacă nu avem bani pentru alocații, bine că avem bani pentru nababii ăștia. Și asta este concluzia, pentru că oamenii văd lucrurile astea și nu putem să nu le punem pe masă și să le discutăm cinstit. Haideți să vedem declarațiile premierului Orban. Doar o singură precizare, dacă se... Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte raportul privind situația economiei și a bugetului. De asemenea, Comisia de Prognoză trebuie să realizeze prognoza pentru evoluția economiei în perioada următoare, pe baza datelor economice. Evident, urmărim și toate analizele și prognozele care sunt făcute de Comisia Europeană sau de alte instituții specializate, din Banca Mondială, privitoare la evoluția economiei românești, a economiei europene, și în funcție de asta vom lua o decizie. Când vom lua o decizie, o vom face public. Este o variantă creșterea alocațiilor cu doar 10%?
8% arată acel grafic la care spuneați că se lucrează această variantă până în acest moment? Există această variantă de a crește, dar de a crește progresiv, dar nu crește dintr-o dată. Pentru că realitatea este că resursele financiare sunt limitate și aceste resurse financiare trebuie utilizate cu foarte multă atenție, pentru că obiectivul nostru fundamental este acela de a relua creșterea economică, de a susține un ritm extrem de important de investiții publice și investiții private, de a crește exporturile, astfel încât să asigurăm un suport economic suficient de solid pentru ca să putem crește în mod real veniturile populației. Da. Deci vreau să, Bucura. Dacă îmi permiteți doar o precizare, ca lucrurile să fie foarte clare, aceste autorități se autofinanțează. De unde se autofinanțează? Din amenziile pe care le aplică operatorilor de pe piață, și a doua sursă de venit este cea din taxele încasate pentru diversele servicii de autorizare pe care le fac pe piață. Deci lucrurile... Taxele alea sunt colectate la bugetul statului, public. Nu. Iar bugetul public este al nostru, al tuturora. Nu, deci haideți să facem... Nu sunteți statul în stat. Nu mă faceți avocatul diavolului. Eu vă spun care e adevărul. Păi dacă nu vă place să vă spun... Dom'le, astea sunt lucruri în politică când e simpatic să spui niște lucruri sau să miți. Eu nu vreau să mit. Eu vă spun ce spune legea. Aceste instituții se autofinanțează din cele două surse de venit. Parțial, domnul Roman, pentru că le dau niște avize, așa este, de funcționare pentru niște coloși. Pentru operatori privați. Da, pentru niște coloși. Capital privat. E, avizele alea le dau în numele statului român. Că nu le dau și firmele alea lucrează pe teritoriul statului român. Adică, eu știu, e corectă parțial logica dumneavoastră, că intră în bugetul lor și că nu e. Dar ele, societățile alea, lucrează pe teritoriul statului român și, teoretic, într-o țară civilizată, pot și ele să contribuie la bunăstarea românilor. Eu i-aș supraimpozita. Da. Aș pune o taxă, de exemplu, pe lăcomie. Domnul Roman, eu vă mai dau un exemplu, că mai am și eu din ăștia. Domnul Grindeanu, de exemplu, dar de la structura aia unde lucrează. La fel spuneți, eu nu sunt plătit din bani publici. Domnul Bucura, și bancherul italian de la Autoritatea de Reglementare, și aici domnul Seriu a spus corect, în momentul în care tu ești membru, așa sunt legile și europene, în momentul în care Banca Națională, exact același lucru, autoritățile de reglementare, știți de ce? Pentru că astea, în mod normal, trebuie să fie autorități independente. Adică nu autorități la cheremul serviciilor, nu autorități la cheremul operatorilor, ele trebuie să fie arbitru între consumator, între interesul consumatorului și aici este adevărat că aceste autorități de regulă s-au poziționat de partea operatorilor, nu a consumatorilor. De exemplu, ASF-ul ăsta, vi se pare că în ultimii 10 ani a ținut cu românii? Sau a ținut cu firmele alea 10 care au fost mari și pe părinte? A ținut cu acele firme. Mulțumesc. Și sunt total de acord cu dumneavoastră. În cazul ANR, situația nu este aceeași. Ceea ce spunea domnul Steriu este corect. Deci pe liberalizare și pe un control strict a costurilor introduse în prețul final la consumator, facturile la energie, la gaze de la 1 iulie, sunt șanse mari să crească. De ce? Pentru că reglementatorul nu l-a lăsat pe operator să-și introducă în costuri toate porcările. Cum se băgau pe vremuri? Sponsorizările, de exemplu, pentru echipa de fotbal, erau băgate în costul final pe care îl plăteam eu. Acum faptul că acești oameni își fac treaba și își o fac bine, și pentru asta, da, eu vreau să-i plătesc. Pe cei de la ANR, eu vreau să-i plătesc. În cazul ASF-ului nu e vina, și vă repet, nu cred că trebuie aruncat o anatemă, pentru că 2-3 de acolo sunt bandiți. Sunt, să știți, și foarte mulți profesioniști. Bun. Domnule Roman, vă rog, vreau să discutăm despre alocații, primesc foarte multe informații și, cum să spun, nevoia de a lămuri lucrurile legate de alocații, pentru că sunt sute de mii de familii care așteaptă informații clare și o lămurire a acestei situații. Doar să mai adaug faptul că și ANR-ul și ASF-ul aduc în fiecare an la bugetul național niște sute de milioane de euro. Deci ele au un excedent bugetar pe care îl varsă. Bun, nu este timpul să facem o lecție de științe politice aici, dar probabil că o să o fac în pauză sau cu altă cauză să vă explic ce înseamnă stat, ce înseamnă națiune, dreptul de a pune taxe și impozite, că tot spuneți că aceste agenții
sunt independente și pun taxe și impozite. Pe taxele și impozitele le pune statul prin aceste agenții, iar statul este personificarea națiunii. Noi, este bugetul public al României, statul, adică tot noi, da, avem dreptul de a pune taxe și impozite colectate de aceste agenții. Discutăm despre bani publici, în esență. Nu sunt bani privați ai ASF, ai ANR sau altor agenții de reglementare. Da, sunt agenții de statul. Mai e o chestiune. Da? Eu rămân în latura asta populistă. N-aveți decât să mă acuzați, da. Spunea domnul Roman exemplu cu așa erau omologii din Italia sau de nu știu unde. Eu vă cred, dar realitatea pe care trebuie să o admitem este că italienii n-au WC-ul în fundul curții, copiii italienilor nu merg 5 km. Până glonți, dacă mă raportez la ceea ce vă raportați dumneavoastră, e corect. Din păcate dacă trebuie să ne raportăm dacă vrem să fim, ce suntem noi. Deci dacă vrem să fim cetățeni europene, atunci când ăștia ne-au cerut ca noi să avem autorități independente, au știut de ce ne cer. Nu. Faptul că acolo ajung oameni care calcă în picioare aceste angajamente pe care ne le luăm noi, e altă discuție. Eu am, de exemplu, uite, e un PSD lângă mine, eu am încredere în Valisteriul, cunosc din Parlament și știu că și nu e genul ăsta. Și mie se pare un PSD frecventabil, da? Nu e vorba. Deci nu, da. Toat, nu toți, da. Că, nu trebuie să generalizăm, nu, da. Pentru că lovim vreau, niște instituții să vă spun că care trebuie să fie puternice. Comparația asta pe care o facem de multe ori, nu dumneavoastră, dar de multe ori, și omologii noștri din Franța, din Italia, din Germania sunt la fel. Așa e legea. Nu merge în România, pentru că asta ar însemna ca toți cap-coadă să trăim legea, ca în Italia. Să avem și profesorii să fie plătiți ca în Italia sau ca în Franța, da. Și medicii sau deci, vă repet, dacă ne raportăm sociale la asta, dumneavoastră aveți dreptate. Păi da, asta dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă în domeniul la nivel european, asta este că ne eu place. Eu mi-aș dori să dăm la toți. Adică dacă profesorii domne, în România ar avea 3.000 de euro, domne, din partea dacă de profesorii în România ar avea 3.000, dar vă spun un lucru, 3.000, nu eu mi-aș dori să aibă 20.000 la eu vă spun că nu e bine, pentru că sunt autorități de reglement care își fac datoria și consecința, v-am dat un exemplu, este că, de exemplu, vom avea o scădere a prețului la gaze, adică consumatorul este apărat. Faptul că, vă repet, niște glumă, indivizi... E o glumă, nu o să scadă niciun preț. Ba da, cum să nu? Nu o să păi vedeți că nu o să domnul scadă. Domnul Mănăstire, cum să fie glumă? Haideți să nu luăm în glumă. În ziua totul în care o să scadă, vă aștept în studio. Restul da, o să facem, vă aștept. O să vedem. Au și scăzut de vreo două, așteptăm trei cu mare interes. E drept că pe baza sunteți invitatul meu și ministrul economiei mi-a promis asta direct, Virgil Popescu, am încredere în el. Când veniți cu factură scăzută la gaze, vă aștept și pe dumneavoastră, domnule Steriu, că deja sunteți în bordul Agenției Naționale de Reglementare în domeniul energiei, vă aștept cu mare interes. Haideți să discutăm despre alocații. Care este adevărul, domnule Roman? Adevărul este... Le măriți cu ceva procente anul ăsta sau îi doar amăgiți pe oameni? Nu, nu îi amăgim și vom crește alocațiile. E tot o problemă care ține de lege. Deci, Partidul Național Liberal este acel partid care a dublat alocațiile în 2014 și anul trecut. La începutul anului, printr-un alt proiect de lege al colegului Robert Sighiartău, este pentru prima dată când alocațiile se și indexează. Atunci când noi am depus acel amendament în Parlament, impactul bugetar era dublarea alocațiilor însemna 2,3 miliarde de lei. Și la vremea respectivă, guvernul fiind discuția la buget, atenție, această da, dublare s-a făcut la votarea bugetului, a modificat practic plafoanele și a găsit soluția să mergem peste. Acum, dublarea alocațiilor înseamnă 6,7 miliarde, adică 0,6% din PIB-ul României. Cum se face treaba asta când regulile se fac în timpul jocului? Adică acea lege a fost votată în timpul anului calendaristic. Prima rectificare pe care o face orice guvern de 30 de ani este la mijlocul anului, adică te uiți la 6 luni cât ai deci luat venituri. Deci de ce ați atacat legea la CCR? Nu, deci la CCR s-a atacat legea de prorogare, pentru că după treaba asta, noi am venit și am spus, ok, vom mări alocațiile, dar asta putem să prindem în buget la mijlocul anului, pentru că nu avem la ora actuală sursa de finanțare așa bun, cum prevede și legea în buget. Și ce ați atacat la CCR dumneavoastră, deci, liberalii? Deci noi am atacat la Curtea Constituțională a României faptul că aceste reguli au venit fără indicarea sursei de finanțare. Și atunci am spus, fiind stați lege... Stați puțin, legea n-a fost promulgată de președintele României? Ba da, sigur că este, numai că cel care dă banii este guvernul. Nu eu, nu dumneavoastră. Ministerul de Finanțe trebuie păi să uite. Păi dacă președintele țării președintele a țării a dat legea un semnal. Președintele țării a dat un semnal. E o lege, puneți-o în aplicare, președintele n-a spus plătiți alocațiile de azi. A spus, aveți o lege și în momentul în care legea vă permite, când vă permite, în luna 7 să faceți rectificare, mai normal președintele nu dați-mi să respingă legea, să înțeleagă oamenii să zică, de acasă. Domne, nu, acum că nu avem bani. Nu, președintele nu poate face așa cum zice
ziceți dumneavoastră. Președintele poate să promulge sau să retrimită sau să atace la Curtea Constituțională. Președintele cunoaște mecanismul parlamentar, știe foarte bine că acest lucru se poate face la mijlocul anului. După, în luna 7, în momentul în care se face rectificarea, această rectificare se va face și vom majora alocațiile în mod progresiv. Acum, sigur că este decizia guvernului funcție de cifre, dacă această dublare se va da în 2 sau 3 tranșe. Bun, punctul nostru de vedere, deci, practic, PNL-ul își atacă la curte propria ei lege de prorogare. Această lege e dată de PNL. E un lucru aproape de necrezut. Eu îmi dau o lege și după aia mi-o atac doar ca să întârziu aplicarea... Ați modificat-o, acestui... nu vreau să vă întrerup, dar ați modificat-o în Parlament. Despre ce este vorba? În urmă cu 4 ani, într-adevăr, un amendament propus de domnul Sighiar Tău trece... Haideți să nu mai faceți imediat istorie. Imediat PSD-ul modifică legea plafonelor în aceeași zi... Știm istoria. Și aplicăm legea. Sunt bani să fie plătite? Pentru că este ideea dumneavoastră, da? Este rolul guvernului să asigure acești bani. Guvernul domnul este Steriu. La noi, atunci când am avut, am găsit bani. În luna următoare, putem face imediat, legi în fiecare zi să dăm. Eu vă întreb de legat de responsabilitate, da? Din bani chiar am sunt bani la buget. Sunt pentru că puteți face pe bandă rulantă în Parlament legi să dați, să măriți, să creșteți, dar banii avem. Un sfert din bani vin doar din impozitarea pensiilor speciale. Îmi permiteți să vă spun ce m-a sunat azi o persoană în vârstă și mi-a zis, domnul Roman, știți cum e asta la dumneavoastră cu alocațiile? Și am zis, nu, e o persoană care mă sună și îl ascult cu drag pentru că la vârsta dumnealui am multe de învățat de la ea. Zice, e ca și cum îl sun eu pe Ioșca, pe prietenul meu și zic, bă, Ioșca, peste 3 zile mergem la o cafea. Și zicem, bine, mergem la o cafea. Între timp, Ioșca are un deces în familie. La noi, între timp, a fost o pandemie. Și din cauza motivelor personale, nu mai mergem la cafea. Și ne auzim din nou și spune, băi, Ioșca, dar cum a fost ăsta? Păi zice, cum să fie? Zice, rămâne cum am vorbit prima dată. Ne-am vedea că ne-am vedea. Cam așa stau lucrurile aici. Adică dacă noi nu ne uităm pe ceea ce am avut în spate, că avem o situație sanitară în care guvernul a băgat 680 de milioane de lei în materiale sanitare, măi oameni buni. Sute de mii de copii din mediul rural nu au bani pentru sandwich să meargă la școală, nu au posibilitatea să se deplaseze, nu au bani de rechizite, au școli de după al doilea război mondial cu closetul în curte și așa mai departe. Haideți să le spunem acestor copii, acestor generații successive, da, că nu avem noi ca stat banii să le dăm o brumă de alocație la nivel european, da. Măcar vreo 50 de euro pe lună, să-și cumpere caiete și observație vreau să fac, pentru că mi-a plăcut logica și, la urmă, corect argumentația domnului Roman, că între timp, până la cafeaua cu pricina sau până la această majorare, a venit pandemia peste noi. Și parțial înțeleg acest subiect. Dar eu ridic următoarea problemă. Ce facem dacă astăzi sau acum ceva vreme le-am spus copiilor că nu le putem da acele alocații duble și o să le dăm puțin sau deloc? Nu, le dăm și după o săptămână, trei, o lună, DNA-ul o să vină, dragă Silviu, și o să-mi spună că pe acea pandemie, din cauza căreia n-am putut da banii copiilor, s-au spart zeci sau sute de milioane pe niște ticăloșii. Că eu, din ce am văzut de două zile încoace, așa cât s-a ridicat un pic valul de pe banii aia, m-am cam pus mâinile în cap. Și atunci eu sunt perfect de acord să invocăm pandemia asta, pentru că la nivel global a fost o nenorocire financiară, dar dacă ridicăm valul și vedem că niște sute de milioane s-au tocat de niște șmecheri pe niște escrocherii, atunci să vedem cum le mai spune, cine să mai uite la copiii aia. Sunteți imediat de acord, după pauză, că în democrație, cum spunea Rareș Bogdan, nu ți stau la pușcărie. Iar faptul că acest director de la Unifarm este luat de procurori în guvernarea PNL înseamnă că justiția funcționează. Și eu mi-aș dori ca toți, ne cunoaștem de atâta vreme, mi-aș dori ca toți ăștia care au furat pe necazul oamenilor să ia maxim. Că asta merită, maxim. Da, da, haideți să termine procurorii investigația, că deocamdată îl arătăm pe unul cu degetul pe care l-au ținut toți. Că l-au pus unul, l-a confirmat altul, l-a ținut altul. E important să vedem și unde ajunge. Dar până la ăla, dacă mie spune cineva că 500 de milioane de euro i-a de redirecționat băiatul ăsta, Ionel ăsta, cum a vrut, singur de capul lui, înseamnă că am trăit degeaba 24 toți de ani. Toți cei care au furat, indiferent de cum îi cheamă, de la ce partid sunt, eu aia vreau trebuie să primească pedeapsa maximă. Aia vreau să văd.
pentru că va fi greu pentru oricine ar fi la putere și oricum ar fi să se uite în ochii oamenilor și să le spună: dragi copii, dragi bătrâni, dragi cum vreți, nu vă putem da pensii, nu vă putem da alocații. Da, știți, da, poate, unii au demalizat jumătate de miliard. Dar ăsta, agentul 007 Ionel, apropo, discutăm după o scurtă pauză comercială de la 10. De ce ziceți așa, 007? Păi, nu... Omul e cu 700, nu cu 07. 700 de mii de euro, da? Bun, nu a încasat banii, a pretins o întreagă poveste. Da, oricum, Dan Bucur a dat o cifră interesantă. În două luni și jumătate, acest agent 007 Ionel 007. A tocat o jumătate de miliard de euro, oameni buni. Și aici DNA-ul are o misiune relativ simplă. Că... Atât au fost achizițiile la Unicom. Da, asta a fost bugetul. Ce a fost bugetul inițial plus suplimentarea pandemiei. Plus 270 de milioane de la guvernul Orban. Și atunci DNA-ul se uite ce ieșire a fost din contul Unifarm de două luni și jumătate, trei luni, ce s-a plătit. Și e foarte simplu să lea. Ministrul Tătar a spus ieri în Parlament. Ministrul Tătar a spus ieri în Parlament că DNA a solicitat absolut toate documentele pe absolut toate achizițiile. Și foarte bine că se facă lumină. Este foarte bine și cu ocazia asta le transmit și celor care de-a lungul dezvăluirilor noastre aici la Dosar de Politician că n-au fost mulți jurnaliști care au vorbit despre Unifarm. Că n-au fost. Când ai acolo general SRI în rezervă, care face parte din Consiliul de Administrație, când ai tot felul de frați și surori, da, mai mult frați, mai acoperiți, mai neacoperiți, mai mulți frați decât surori, atunci se pune Batista pe țambală, inclusiv în mass media din România, și le transmite lor, da? Bă, acoperiți, neacoperiți, până la urmă DNA-ul v-a luat la întrebări și asta este o poveste bună, nu există impunitate în România, da? Chiar pentru ăștia care vă credeți din seva pădurii, da? Pădurea aia de la ieșire din București, da? Pădurea stângă și pădurea dreaptă. Pauză și revenim cu subiectul Unifarm, cu mega scandalul de la sănătate cu măscuțele lui Tătaru și cu faptul că nu se redeschide industria Horeca, de fapt, și sunt scandaluri mari în desfășurare.